Un salutare tuturor, eu sunt Ionuș și bine v-am regăsit la un nou episod. Bun, în episodul acesta vă voi povesti ceva legat despre aplicația Filmora și da, haideți să începem. Nu uitați înainte să începem, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să dați un subscribe pe acolo pentru că... Vreau să reușesc în vara aceasta să strâng cât mai mulți abonați și da, eu nu o să mă las de YouTube, niciodată nu o să mă las, pentru că aș vrea să continui, că n-ai un păcat dacă te lași și da, nu din cauza că bă, scăpați voi de bine sau chestii de astea pe care le știți voi, le-ați mai auzit la alți YouTuber sau da, că eu le-am mai auzit la alți YouTuber. Așa, prima chestie pe care vă voi spune. Astăzi, acum vreo 2-3 minute, că acum este ora 8 sau aproape 9, nu știu exact cât, da, mi-am instalat de pe Google, pe calculator, am intrat pe Google și mi-am mi-am instalat aplicația Filmora, adică cea cu care poți să filmezi de pe calculator și să editezi. Bun. Așa, a doua chestie este că voi face promovări, așa că dacă veți vrea promovări, scrieți în comentarii jos. Vreau promovare sau promovare, cum vreți voi, vreau sau vreau PRMO de la promovare. Da. Da, și a treia chestie vreau să vă spun că voi filma mai des pentru că nici nu prea am timp că sunt cu școala asta și da. Bun, deci cam astea au fost, asta a fost ce am vrut eu să vă spun pentru că eu sunt foarte fericit că mi-am reușit să instalez aplicația Filmora și vom filma de pe calculator și da, bun. Cam atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like și subscribe. Așa, pentru că nu crei, frate, că o să dați subscribe. Chiar acum. Vreau să dați chiar acum. Și like. Dacă nu dați... Gata? Ok. Bun, cam atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Cu voi a fost Ionuț. Eu noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!